Biserica Sfântului Mormânt din Israel s-a redeschis pentru credincioși după o perioadă în care a fost închisă din cauza pandemiei. Autoritățile au limitat intrarea în lăcașurile de cult la 50 de persoane în același timp. Se încearcă reluarea turismului, cel intern fiind deja repornit. Astfel, unul dintre cele mai importante lăcașuri de cult din Israel, Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, s-a redeschis vizitatorilor la începutul acestei săptămâni. Deschiderea bisericilor a venit și cu reguli de siguranță, astfel că autoritățile bisericești au limitat intrarea în lăcașurile de cult la 50 de persoane în același timp. În același timp, Israelul face pași importanți spre a eradica complet pandemia și a reporni turismul. Au fost redeschise treptat școlile, piețile, parcurile naționale și începând cu 3 mai în Israel a repornit turismul intern. Vizitarea tuturor bisericilor din Israel se va face respectând o distanță de minimum 2 metri între persoane pentru a se evita orice posibil contact fizic între acestea. Se recomandă și evitarea atingerii sau sărutării icoanelor, pietrelor, veșmintelor sau a personalului din biserică. Bisericile din Israel au fost închise în luna martie și au rămas închise chiar și în perioada sărbătorilor pascale. Cu toate acestea, slujbele oficiale au fost transmise online și urmărite de peste 60.000 de credincioși din toată lumea. Israelul a raportat 16.720 de cazuri de infectare cu COVID-19, 280 de decese și peste 14.200 de oameni vindecați, fiind unul dintre statele cu cea mai mică rată de mortalitate.